Aș vrea să deschidem Scriptura în Matei, capitolul 6, într-un text special, într-un pasaj special, în care Domnul Iisus Hristos stă în fața ucenicilor și în fața unui popor mare la număr, pe un munte strâns acolo, pe un deal, și predică ceea ce a rămas în istorie cu numele de Predica de pe Munte. Un mesaj al Domnului Iisus Hristos care a schimbat fața iudaismului, a adus în istorie creștinismul și a adus valorile împărăției lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și Domnul Iisus Hristos vine și setează niște lucruri în acest text, niște lucruri atât de adânci încât capi ai altor religii, stând și citind acest text, spunea unul dintre ei că problema nu este cu cei care citesc textul, ci problema este cu cei care împlinesc ceea ce scrie aici. Matei, capitolul 6, am să citesc câteva versete, începând cu versetul 7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Tată drag, în prezența Ta stăm în această seară și cerem îndurare și har din prezența Ta. Îți mulțumesc frumos că putem să privim înspre Tine și îți mulțumesc frumos că putem să Te numim Tatăl nostru. Îți mulțumesc frumos că moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui glorioasă, coborârea Duhului Sfânt a transformat ființa noastră într-o ființă care îl găzduiește pe Dumnezeu. Îți mulțumesc că ești în mijlocul nostru, îți mulțumesc că ești în noi prin Duhul Tău cel Sfânt. Și te rog în această seară să continui să vorbești inimilor noastre. Te rog frumos să Te atingi de fiecare dintre noi în parte. Și te rog frumos să pregătești acest an pentru fiecare dintre noi. Și numele Tău, Tată drag, să fie lăudat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile. Probabil că era o dimineață, probabil că era o după masă, nu știm exact. Dar Iisus Hristos își ia ucenicii și în jurul ucenicilor încep să se strângă o mulțime de oameni, tot mai mare și tot mai mare și tot mai mare. Și începe predica de pe munte, Matei începe relatarea cu fericirile și apoi trece prin diverse elemente pe care Hristos ne învață. Și ajungem în punctul acesta, în care Domnul Iisus Hristos ne învață ceea ce noi astăzi numim rugăciunea Tatăl nostru. Într-o altă evanghelie sinoptică, îi se spune că ucenicii s-au dus la Domnul Iisus Hristos și i-au spus: Doamne, Ioan i-a învățat pe ucenicii lui cum să se roage, învață-ne cum să ne rugăm, cum ar trebui să rostim, ce ar trebui să rostim. Probabil că au fost mai multe discuții care s-au purtat acolo, în acel loc special în care Domnul Iisus Hristos rostește cuvintele acestui mesaj. Și Hristos se uită la ei, se uită la poporul care era adunat acolo și se uită la noi, la biserica Lui, după generații și generații,
Și spune așa: când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Hristos vine și abordează acest subiect al rugăciunii, pentru că rugăciunea este importantă. Dar aș vrea să subliniez ceva. Rugăciunea este o lege spirituală. Există în spirit, în spiritual, există legi spirituale și aceste legi spirituale sunt valabile indiferent cine le aplică. Și între legile acestea spirituale este rugăciunea, este postul, este zeciuiala și multele altele. Aceste legi spirituale sunt folosite și de diavol. Închinătorii la diavol se roagă, închinătorii la diavol postesc, închinătorii la diavol își dau zeciuiala. Când te duci în marile religii ale acestei omeniri, o să vezi aceste lucruri existente acolo. În orice religie mare te duci, în orice credință mare te duci, vei vedea zeciuiala, vei vedea postul, vei vedea milostenia, vei vedea rugăciunea. Sunt legi spirituale. Întrebarea este, e multă rugăciune în jur. Unii se roagă într-un fel, alții se roagă în alt fel. Unii au cărți de rugăciune, alții se roagă liber. Cum trebuie să te rogi? Care trebuie să fie adresarea? Cum accesezi acest adevăr din lumea spirituală, această forță și putere? Cum o accesezi? Și Hristos își ia biserica și ucenicii și începe să ne învețe. Cum să-ți folosești puterea asta? Cum să folosești rugăciunea? Și spune, în momentul în care voi vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Și ei se roagă, spune Iisus Hristos. E o lege spirituală acolo. O folosesc toți când vor să acceseze lumea spirituală. Dar voi să nu faceți ce fac ei. Să nu vă apucați să bolborosiți o mulțime de vorbe crezând. Ei cred, lor li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Ducem aminte, dragii mei, de momentul când această lege spirituală a fost aplicată pe Carmel, când s-au pregătit altarele acolo, o altă lege spirituală, și erau acolo altarele pregătite și au venit preoții lui Baal și au început să invoce și să se roage, și să se roage, să se roage, să se roage și să ceară și... Atât s-au rugat, dragii mei, și atâtea vorbe au rostit și au rostit și au rostit și au rostit până au început să aiureze, ne spune Scriptura. Și am venit Ilie. E mare lucru să-ți cunoști Dumnezeul. Mare lucru să-ți cunoști Dumnezeul. Mare lucru. Sunt momente în care e acolo ceva și simți că trebuie să te rogi și... Dar sunt momente și am văzut în viața mea și am văzut în viețile altora. Au venit, 15 secunde dura rugăciunea. Și s-au întâmplat lucruri care nu s-au întâmplat după ore întregi de rugăciune. Pentru că omul își cunoștea Dumnezeul și Dumnezeu îl cunoștea pe om. Și Ilie, dragii mei, se duce și construiește altarul. Și ia apă și toarnă pe altar, apă, apă peste apă și pune apă acolo, pune apă, pune apă, pune apă, pune apă, pune apă. Și după ce au îmbibat altarul cu apă, s-a dus și a făcut în câteva secunde o rugăciune și a zis, Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că Tu ești Dumnezeu, că eu sunt prorocul Tău. Și a venit foc din cer. Hristos se uită la ei și le spune, voi când vă rugați să nu bolborosiți o mulțime de cuvinte. Nu aceea este sursa biruinței în rugăciune, ci sursa biruinței în rugăciune pleacă de la două elemente. Un element al identității, când tu știi cine ești și îți cunoști Dumnezeul, și al doilea lucru, când Dumnezeu te cunoaște pe tine. De ce spun lucrul acesta?
Pentru că Domnul Iisus Hristos continuă să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și Hristos începe să aducă în fața noastră conceptul acesta al Tatălui, al Tatălui, al Tatălui. Tatăl care te știe, Tatăl care te cunoaște. Nu bolborosi o mulțime de cuvinte, pentru că dacă tata nu te cunoaște și tu nu-l cunoști pe tata, poți să te rogi până ai urez, că nu se întâmplă nimic. Absolut nimic. De aceea Hristos vine și spune, nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Hei, e Tatăl. E tata. E tata. E drept că același tată îți spune, stăruie în rugăciune, stăruiește în rugăciune, dar despre asta o să discutăm altă dată. Dar data aceasta Hristos vine și aduce altceva, ca noi să înțelegem cât e de necesar să știi cine ești în tata, să-l cunoști pe tata, și să înțelegi că e nevoie ca tata să te cunoască pe tine, adică trebuie să fii în relație cu el, nu doar să știi despre tata, ci să fii în conexiune cu tata. Dar tatăl, spune Domnul Iisus Hristos, știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Începe Domnul Iisus Hristos să ne învețe rugăciunea. Și zice așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. În primul rând, te rogi Tatălui tău care este în ceruri. Te rogi Tatălui. Te rogi Tatălui. Rugăciunea se adresează Tatălui din ceruri, care este în ceruri. Și începi să te adresezi Lui și în momentul când stai în fața Tatălui, în baza conexiunii pe care o ai cu Tata, acolo începi să înțelegi inima de Tată a Tatălui, te conectezi cu acea inimă de Tată. Și acolo tu vezi dacă e necesar să stai și să insiști și să vii din nou cu aceeași situație înaintea Domnului sau tata spune, e ok, e în regulă, nici nu trebuie să te rogi, e rezolvată problema. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori lucrul acesta, e absolut super când se întâmplă asta. Sunt lucruri mari și lucruri mici pe care le-am gândit și înainte ca să mă rog, înainte ca să cer, înainte ca să rostesc o rugăciune propriu zisă, Dumnezeu mi-a dat. A fost de nenumărate ori, uimi, Doamne, wow! Dar a fost de nenumărate ori în care m-am tot rugat și m-am tot rugat. Și m-am tot rugat și m-am tot rugat și am tot cerut și am tot cerut. Și am tot cerut și iar am cerut. Și am pus și pe alții să roage și să ceară. Și cam nimic nu s-a întâmplat. Pentru că nu am reușit să înțeleg ce e acolo. Și m-am dus să cer și mi-a dus aminte că Iisus îmi spune că să stărui în rugăciune. Și am stăruit în rugăciune. Dar am simțit că nu sunt conectat acolo. Eu cer pentru că vreau lucrul respectiv. Biblia îmi dă voie să insist. La lucruri nu se întâmplă și aduc aminte de textele din Daniel și știu că pot să intervin și să cer mai mult pentru că s-ar putea să fie un blocaj în lumea spirituală și știu celelalte texte și știu ce avem de făcut și facem ce avem de făcut, dar de multe ori simt că îmi lipsește perspectiva lui Dumnezeu asupra ceea ce urmează să cer. Și Iisus asta, cu asta începe Tatăl nostru. Zice, Tatăl tău din cerul știe înainte ca tu să-i ceri, știe mai dinainte de ce ai tu trebuință. Acum, aș vrea să înțelegem, asta nu înseamnă că noi trebuie să nu ne rugăm în momentul în care simțim că nu sunt conectate lucrurile. Pentru că de multe ori trebuie să te duci și să bați la poarta cerului și în timp ce bați la poarta cerului și vii cu dorința ta înaintea
Domnului, Dumnezeu începe să te facă să înțelegi de fapt ce se întâmplă acolo. Și ascultați rugăciunea Tatăl nostru, pentru că e esențial să înțelegem că e mai mult decât niște lucruri care trebuie să le ceri acolo. Și Domnul Iisus Hristos continuă, Tatăl nostru, mă adresez Tatălui, mă adresez celui în familia căruia sunt, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Și când te apropii de numele înalt al lui Dumnezeu, tu vii acolo cu ofranda în prezența Celui care este veșnic viu. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Precum în cer și pe pământ. Elementul care te surprinde în textul acesta este următorul. Dacă Dumnezeu știe de ce ai trebuință și Iisus Hristos cu asta pleacă la drum, de ce îți spune Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ca tu să ceri de la Domnul ca să vie împărăția Lui, să se facă voia Lui precum în cer și pe pământ? Pentru că Dumnezeu este suveran, El face ce vrea. Deja discutăm și intrăm în niște planuri care sunt deasupra capului nostru. Abia după ce coborâm din zona spirituală, în zona materială, începem să ne revenim. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu duce în ispită, izbăvește de cel rău. Dar înainte să coborâm în zona aceasta, care este evidentă și pe care ne-o dorim și în care abia așteptăm să, Doamne, inflație, te rog să ne crești salariile, pensiile și așa mai departe. Doamne, avem problema asta, avem problema cealaltă. Doamne, te rog să intervii aici, să intervii dincolo. Iisus zice, prima dată te duci în zona spirituală și acolo intervii. Dar intervenția lumea în zona spirituală se face cerând ceva, ceva ce Dumnezeu face cum vrea. Vie împărăția Ta. Păi împărăția lui Dumnezeu vine când vrea Dumnezeu. Cine sunt eu ca să... După care aduc aminte de un verset din Epistole în care ni se spune că putem să grăbim venirea Domnului. Știu că putem să grăbim venirea Domnului. Alte cuvinte, lucrurile sunt despre ceasul acela, despre vremea aceea, despre momentul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar tu poți să grăbești venirea Domnului. Că există lucruri pe care noi ca și biserică le putem face în alinierea noastră cu cerul, care grăbesc venirea lui Iisus Hristos pe acest pământ. Și Hristos își obișnuiește biserica și spune, tu când stai să te rogi, cere ca împărăția lui Dumnezeu să vină și apoi, ascultați mai departe, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Precum în cer și pe pământ. Dragii mei, cu cât încep să înțeleg tot mai mult această bucată din verset, nu înțeleg încă, probabil că înțeleg un 0,1% din ce e aici, dar cu cât descoper mai mult, cu atât mă înfior mai tare de felul în care se raportează Dumnezeu la noi și ce ne cere să ne rugăm. Ca voia lui Dumnezeu să se facă precum în cer, să se facă așa și pe pământ. Și atunci, unii am spune, dar cum adică pe pământ nu se face ce vrea Dumnezeu? Adică, cum îi... Nu-i voia lui Dumnezeu care se face, trebuie să ne rugăm noi, niște muritori, ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământul acesta, dar n-are Dumnezeu lucrurile implementate din eternitate în eternitate. Îl ia pe Dumnezeu ceva prin surprindere vreodată? Sub nicio formă. Dar Hristos vine și ne învață cu lucrurile spirituale adânci. Înainte ca să coborâm la pâine,
Înainte să coborâm la salar, înainte să coborâm la acoperișul deasupra capului, Hristos ne duce în lumea spirituală și zice, în lumea spirituală se întâmplă lucruri și voia lui Dumnezeu se întâmplă în eternitate, în ceruri. Cere ca așa cum se întâmplă voia lui Dumnezeu în cer, să se întâmple și pe pământ. Cere-o! Doamne, dați așere pâine, ai răbdare. Dar nu mă înțeleg cu nu știu care, te rog frumos, ai răbdare. Doamne, dar știi, am vrea să... ai răbdare. Tu ca și biserica ai fost așezată pe pământul acesta să faci joncțiunea dintre cer și pământ. Și dacă mintea ta este setată numai la lucrurile de pe pământul acesta, știi cum te numește Pavel? Deci dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cu alte cuvinte, tu când te apropii de prezența lui Dumnezeu și intri în rugăciune și rămâi numai la nivelul acesta de pe pământ și zici, Doamne, am asta și am problema asta și am problema cealaltă și am problema cealaltă, Pavel se uită la tine și zice, ești nenorocit. Doamne, dar asta mă doare, salarul și pâinea și locul de muncă și problema aia și problema cealaltă și problema cealaltă și problema... Și Dumnezeu zice, e ok, eu te înțeleg, dar dacă numai atât vezi, dacă pentru tine atât ai biserica, dacă pentru tine atât ai Dumnezeu, ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Și zici, Doamne, dar de ce? Pentru că tu nu înțelegi ce putere și autoritate ți s-a dat pe pământul acesta. Iisus Hristos în Luca le dă exuzia ucenicilor și implicit nouă. Această exuzie înseamnă autoritate, putere, autoritate în lumea spirituală. Odată cu coborârea Duhului Sfânt, fapte 2, vine dunamis, care e putere, da? Avem exuzia, autoritate și în fapte 2 avem putere. Cele două lucruri sunt peste biserica lui Iisus Hristos. Autoritate, exuzia și dunamis, putere, sunt împreună peste biserica lui Iisus Hristos. Și când tu deții puterea asta, când deții puterea asta și te duci să-ți rezolvi doar problemele de pe pământ, să avem teritorii mai mari, să avem salarii mai mari, să avem pâine mai multă, să avem spații, să avem... Hristos se uită la tine și zice, ești nenorocit. Ești nenorocit. E ca și când... E ca și când deții toți banii acestei lumi. Și tu te grăbești să-ți cumperi o cola și să mănânci o înghețată și... Dar de la tine se așteaptă altceva. Când ai acea forță în spate, se așteaptă altceva. Când te uiți la America și la banii pe care are, te aștepți să facă ceva de un alt nivel, de o altă dimensiune cu banii pe care are. Când te duci la un stat care are de 10 ori mai mic PIB-ul decât PIB-ul României, ce o să facă? O să-și plătească funcționarii din primărie și din prefectură și din guvern și o să pietruiască vreun drum, dar n-au ce face pentru că nu au putere, n-au resurse, n-au ce face. Dar când tu deții resurse peste resurse, se așteaptă de la tine să funcționezi diferit. De aceea Hristos vine și în rugăciunea aceasta își ia biserica, își strânge biserica și zice, tu când te rogi, te adresezi Tatălui. Și când te adresezi Tatălui, tu nu începi cu pâinea, ajungem și acolo. Tu nu începi cu drumurile care... ajungem și acolo. Tu trebuie să intri în lumea spirituală. Pentru că sunt lucruri mai importante decât pâinea. Sunt lucruri mai importante decât celelalte pe care le vezi. Sunt mai importante. Intră în lupta aceea, intră în zona aceea și cere. Și cere. Și ce să cer? Cere ca să vie împărăția lui Dumnezeu. Cere ca voia lui Dumnezeu să se facă precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, dar așa de mic? Dar numai că Tu ești copilul meu. Doamne, dar sunt așa de fără... Așa e. De ești copilul meu. Și pentru că ești copilul meu și eu sunt tatăl tău,
Vreau ca să intrăm într-o înțelegere. Și în înțelegerea asta îți cer ca tu să ceri ca ce se întâmplă în cer să coboare pe pământ. Ca voia lui Dumnezeu din cer să se facă pe pământul acesta. Dragii mei, am văzut de atâtea ori atitudinea pe care o avem în momentul când se întâmplă ceva rău. Și când cineva de lângă noi pățește ceva sau noi pățim ceva, gândul nostru imediat merge cu să se gata odată lucrurile de pe pământul ăsta ca să mergem și noi dincolo și plecarea dincolo și cumva tot acolo plecat dincolo. Interesant că Domnul Iisus Hristos, când învață biserica să se roage, nu îi spune, rogă-te odată să pleci de pe pământ, să gate odată tătie și să pleci, rogă-te să sârșească odată să pleci. Nu, îl văd pe Pavel, dragii mei, văd rugăciunile lui Pavel, văd cum se duce și se frământă și se luptă și merge și bătut într-o parte și bătut într-alta și merge și predică, ajunge în Mamertie, nu-l interesează. Deci sper că o să vă fiu dat în curând vouă înapoi. Și zice, să-l bați pe urmă, să zici, Pavel, de aici nu ieși nimeni în viață, nu-i fi tu primul. Zice, Pavel, las că vezi tu. Și iasă Pavel de acolo, se duce și vei evangelizează și face una și face cealaltă până într-o zi. În care Dumnezeu se uită la el și zice, Pavel, e gata. O fi respirat, nu știu, greu, ușor, nu știu cum o fi respirat Pavel. Se scrie, clipa plecării mele este aproape. E gata. Dar până când Dumnezeu nu a spus că e gata, nu văd pe Pavel nici de când, nici cum, făcând o discuție din asta, de toată lumea să-și dorească să plece, să moară odată, toată lumea să plece dincolo. Biserica a fost așezată la această joncțiune a cerului cu pământul și la această joncțiune tu trebuie să lași pe Dumnezeu să-ți decide timpul plecării și până când pleci, tu trebuie să ceri în continuu ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământul acesta așa cum se face în cer. Așa cum se face în cer. Așa cum se face în cer. Dar cum se face în cer? Și dați-mi voi să punctez câteva lucruri. Cum se face voia lui Dumnezeu în cer? Când ne uităm în Scriptură, dragii mei, în Faptele Apostolilor ni se spune felul următor, 13:22, vorbește despre Conciliul de la Ierusalim, Biserica de la Ierusalim, și la un moment dat se spune așa. Dar înainte de Conciliul de la Ierusalim, am să vorbesc despre, spune așa, vorbind despre David, apoi l-a înlăturat, vorbește despre Saul, a fost înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Și ascultați cuvintele mărturisite de Dumnezeu despre David. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Fapte 13:22. Și Scriptura ne-l aduce înainte pe David, omul care a fost un om după inima lui Dumnezeu și a împlinit voia lui Dumnezeu. A fost omul care s-a racordat cu Dumnezeu și a știut că dacă Dumnezeu o ia la dreapta, el trebuie să o ia la dreapta. Dacă Dumnezeu o ia la stânga, el trebuie să o ia la stânga. Dacă Dumnezeu a decis că copilul lui trebuie să plece, în momentul când copilul lui a murit, el s-a ridicat, s-a spălat, a comandat mâncare. Și toată lumea a fost șocată în jurul lui. Pentru că David își cunoștea Dumnezeu și știa, eu cu Dumnezeu pot să negociez până într-un punct. Dar din celălalt punct mai departe, tu trebuie să spui, voia ta se facă. Și să te ridici și să mergi mai departe. Și asta face David. Și Biblia îl numește om după inima lui Dumnezeu. Om după inima lui Dumnezeu. Dar textele continuă și îi se spune în Faptele Apostolului, capitolul 15, Conciliul de la Ierusalim, când ne descrie felul în care este interpretat ceea ce face David și ce a făcut David, spune felul următor. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. După aceea,
mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David, din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Voi ridica din nou cortul lui David, ne spune Scriptura, concilul de la Ierusalim. Voi ridica din nou cortul lui David. Lucrul acesta, cortul lui David, este probabil mai puțin discutat și mai puțin cunoscut. Cortul lui David îl găsim în 2 Samuel 6 cu 17, spune așa: după ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot, și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. După ce David a ajuns împărat peste întregul Israel, unul dintre lucrurile pe care le face David la ceva vreme după ce ajunge împărat, îi să își aducă aminte de chivotul legământului care nu era în Ierusalim. În momentul acela, pregătește o echipă de închinare foarte puternică și se duce și aduce chivotul legământului. Și în timp ce chivotul legământului vine înspre Ierusalim, în sunet de trâmbițe, de chimvale, de tamburine, de bucurie imensă, chivotul lui Dumnezeu intră din nou în Ierusalim. Știți ce se întâmplă? Ei iau chivotul, îl așează pe un car și la un moment dat, în timp ce carul mergea, tras de niște animale, se mișcă și există un punct în care chivotul este pe punctul să cadă. În momentul acela, Uza sare să oprească această cădere a chivotului și în momentul când se atinge de chivot, Dumnezeu îl trăznește pe loc și Uza moare acolo. Este o zonă în care David puțin se supără, după care intră într-o semidepresie. Pentru că realizează David că cu Dumnezeu nu te poți juca chiar dacă îl onorezi și îl binecuvintezi. Că el are niște reguli. Și nu te poți juca cu regulile lui Dumnezeu. În primul rând, în Scriptură spunea, acel chivot trebuia să fie purtat de leviți, oameni pregătiți pentru așa ceva. Și în loc să-l poarte leviții, David a făcut un car. În al doilea rând, îi se spunea că nu are voie să fie atins de nimeni. Uza l-a atins. El n-a făcut instruirea oamenilor. David a intrat într-o zonă spirituală de altă frecvență. Dacă până atunci s-a dus, a discutat cu Domnul, a făcut una, a făcut alta, de data aceasta David a făcut gestul de a duce chivotul legământului și nu s-a pregătit pentru ceea ce urmează, pentru ce înseamnă să aduci chivotul legământului. Nu s-a pregătit el pe el, nu și-a pregătit oamenii și Dumnezeu a trăznit. Merg lucrurile mai departe, ajunge chivotul în Ierusalim. Și textul Scripturii ne spune că David face un cort acolo pentru acest chivot. Și acest cort, ne spune istoria, a durat 40 de ani. 40 de ani cât a fost David la domnie acolo, a durat acest cort în care era chivotul legământului și oamenii veneau să se închine la Ierusalim în cortul lui David. Acum, ce e foarte interesant, e de ce biserica din Ierusalim vorbește prin Duhul Sfânt, spunând că Dumnezeu urmează să restaureze cortul lui David și nu vorbește despre templul lui Solomon. De ce nu se vorbește despre ridicarea templului Solomon? Templul lui Solomon nu mai era în funcțiune, pentru că templul lui Solomon fusese dărâmat, Babilonul venise, era templul al doilea sau al treilea al lui Zorobabel, care și el fusese dărâmat de Irod și de fapt stăteau biserica din Ierusalim în vremea respectivă, în jurul templului, de fapt, al lui Irod, care era al treilea templu, sunt discuții întregi, al doilea, al treilea. Și vine Duhul Sfânt și le spune, voi ridica cortul lui David. De ce cortul lui David? Nu cortul lui Moise. Moise primise poruncile pentru cort. De ce nu al lui Solomon, al lui Zorobabel? De ce cortul lui David, care a fost așa de scurt,
Și probabil că dacă v-aș fi întrebat pe mulți și v-aș fi întrebat de cortul lui David, probabil că cei mai mulți am fi spus, ce, David a avut cort? Nu știm. Știm al lui Moise, știm Solomon, știm David, cort. De ce biserica din Ierusalim vorbește despre cortul lui David? După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul. Că așa de neamurile peste care este chema numele meu, zice Domnul care face aceste lucruri și căreia îi sunt cunoscute din veșnicie. Și dați-mi voie să vă spun câteva lucruri care se întâmplau în cortul lui David, ca să vedem niște particularități speciale ale cortului David și a faptului că Dumnezeu spune că va ridica din nou cortul lui David. Și felul în care înțeleg eu și comentatori, această ridicare a cortului David nu este altceva decât ridicarea a ceea ce s-a întâmplat în cortul lui David, trebuie să se întâmple în biserica lui Iisus Hristos. De aceea biserica din Ierusalim, prin Duhul Sfânt, vorbește despre această ridicare a cortului lui David. Și dați-mi voie să punctez câteva lucruri foarte interesante despre ceea ce se întâmpla în cortul lui David. Și primul lucru, dragii mei, pe care îl descoperi și pentru cineva care îi place Vechiul Testament și știe ce se întâmplă în templu și în cort, elementul acesta este total, total surprinzător. David, dragii mei, ceea ce face acolo, așează chivotul legământului, așează cortul, dar în cortul lui David nu exista perdeaua care separă Sfânta de Sfânta Sfintelor. În cortul lui David, închinarea care se producea în cortul lui David era o închinare care se producea direct în prezența lui Dumnezeu, era față în față. Și atunci am început să înțeleg de ce când vorbește biserica, vorbește despre ridicarea cortului lui David și nu despre o altă ridicare a vreunui alt cor sau... Pentru că noi știm, dragii mei, că în momentul când Iisus Hristos moare, acea perdea care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor, care era în templul lui Zorobabe sau lui Irod, este ruptă de o mână nevăzută, sfâșiată de sus în jos, transmițându-ne că e din nou vremea să putem să ne închinăm direct Dumnezeului nostru, să avem acces direct, liber, în prezența lui Dumnezeu. Că nu-i mai nevoie de cineva să intermedieze această relație, că sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat, ne dă libertatea să intrăm în prezența Lui. David a avut libertatea din partea lui Dumnezeu. Nu înțeleg încă cum, n-am înțeles cum, că acolo, în cortul lui David, să nu existe acea perdea care separă Sfânta de Sfânta Sfintelor și închinarea se poate produce direct în prezența lui Dumnezeu. Când Biblia vine și spune, și Domnul Iisus Hristos și strânge biserica, zice, tu roagă-te ca să vină împărăția și roagă-te ca voia Tatălui să se facă precum în cer și pe pământ. În cer se întâmplă niște lucruri pe care Dumnezeu vrea să le vadă și pe pământ. Și ele nu se pot întâmpla decât dacă biserica își realizează mandatul și își face mandatul. Ce era acolo? Era închinare față în față. Era închinare față în față. Al doilea lucru care se întâmpla acolo era o închinare continuă. O închinare continuă. O să râdeți probabil de ce o să spun mai departe, dar e libertatea dumneavoastră să râdeți și a mea să vorbesc. În momentul în care, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce pământul nostru e rotund și probabil că aveți în minte tot felul de explicații și le-am învățat foarte bine, credeți că pământul e rotund, așa, sper că nu găsim pe aici vreun adept al teoriei pământului plat. Pământul e rotund și se învârte, da? Se învârte în jur soarelui și începe ora 12, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și în timp ce unii sunt la biserică, alții dorm și alții, și în toate colțurile acestui pământ, cineva doarme și în timpul ăsta cineva e treaz. Și unul dintre elementele care s-a întâmplat în cortul lui David este că închinarea în cortul lui David era continuă.
Era 24 din 24. Dacă citim cu atenție vestele din Vechiul Testament, observăm că David a luat 24 de cete de leviți închinători, i-a împărțit în 24 de cete, da, de leviți, și a asignat pentru fiecare ceată câte o oră în care să fie în templu și să se închine. Atâta se închinau. Se închina o oră și urmau celălalt. Se închina o oră și urmau celălalt. 24 din 24 din 24. Închinarea era continuă în templul lui David, în cortul lui David. Continuă. În Psalmul 134 ni se spune în felul următor: iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului și ridicați-vă mâine spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Binecuvântați pe Domnul. Am crezut că e vorba de noi, care cine vine la rugăciune noaptea târziu, dar nu despre noi era vorba aici, ci era vorba de cei care erau acolo și aveau ora aceea de închinare și era de la 12 la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Și ora era constantă, era constant, 24 din 24. Dacă stau să mă uit la Biserica lui Hristos, dragii mei, realizez că închinarea în Biserica lui Iisus Hristos e 24 din 24, că în timp ce noi mergem acasă, în cealaltă țară, sunt alții care vin la închinare, când pleacă ei vin alții și vin alții și vin alții și globul pământesc se învârte și în timpul ăsta sunt constant, constant, constant pe suprafața acestui pământ. Închinarea este continuă, este continuă. Nu este niciun moment teoretic în care să nu fie închinare, pentru că undeva pe globul acesta pământesc, cineva se duce și se închină, se trezește și se închină, cineva se închină înaintea lui Dumnezeu. Închinarea era specială acolo, era constant, era față în față, era constantă, era mijlocire, era mijlocire în cortul lui David. Și se întâmplau acolo foarte multe lucruri. Și dați-mi voie să vă dau un singur psalm, psalmul 74. Este momentul în care Asaf vine înaintea lui Dumnezeu și spune așa: pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mâni pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde aveai locuința. Îndreaptă pașii spre aceste locuri pustiite, fără curmare. Vrășmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău, spune Asaf în Psalmul 74. Pe vremea aceea, dragii mei, nu era niciun templu. Dar Asaf vede profetic nu doar templu care urmează să fie, dar vede felul în care va fi distrus și că va fi distrus templu. Cu sute de ani înainte ca lucrul acesta să se întâmple. Și Asaf începe să mijlocească. Să mijlocească. În templul lui David era mijlocire. În templul lui David se întâmpla această mijlocire. În biserica lui Iisus Hristos, dragii mei, trebuie să se întâmple mijlocire. Noi nu venim numai la biserică, dragii mei, să ne rugăm și să rostim diverse lucruri. Venim să ne închinăm lui Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu, dar al doilea lucru pe care îl cere Dumnezeu de la noi este ca să fim în mijlocire și să facem mijlocire ca și biserică. În momentul când biserica nu mai mijlocește, când nu ne mai rugăm unii pentru alții, când nu ne mai rugăm pentru lucrurile pe care Dumnezeu ni le arată înainte, ca să știm să mijlocim pentru ele, în momentul acela, dragii mei, ne pierdem o parte din mandatul pe care îl avem. Ce facem când cineva vine și spune că are o problemă? Du-te, lasă, Domnul va fi cu tine. E așa de ușor să trimiți pe cineva care vine cu o problemă în loc să încerci să te rogi pentru persoana respectivă. Și am notate mai multe versete despre în care ni se spune că trebuie să mijlocim, să ne rugăm unii pentru alții. Efeseni 6 cu 18, Filipeni 1 cu 4, 2 Tesaloniceni 1 cu 11, 1 Timotei 2 cu 8, Coloseni 1 cu 9, 1 Tesaloniceni 5 cu 17, Filipeni, nu știu că l-am spus asta, Filipeni 4 cu 6, aduceți cererile voastre, aduceți cererile voastre, rugați-vă, 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 mă rog pentru voi, ne rugăm pentru voi.
Vreau ca în orice loc bărbații să ridice mâini curate, în orice loc să ridice mâini curate. Când Pavel se uită la biserica lui Iisus Hristos, pentru că textele de care le-am citat aici, referințele pe care le-am citat sunt din epistole pauline, Pavel vede importanța mijlocirii. Pavel înțelege necesitatea mijlocirii în biserică. Pavel înțelege, știa ce s-a întâmplat în cortul lui David, știa de ce a spus biserica din Ierusalim că trebuie să restaureze cortul lui David, știa că în cortul lui David este mijlocire și știe că biserica trebuie să mijlocească. De aceea când îmi aud pe câte un teolog care vine și spune, singurul care se schimbă în momentul în care te rogi, ești numai tu. Nici nu știi ce să faci în momentul acela, să plângi, să râzi, să... Cum adică singurul care se schimbă în momentul când tu te rogi, ești tu? Așa, de ce Pavel ne dă o mulțime de citate și îndemnuri în diverse epistole care ne spune să mijlocim pentru alții, să ne rugăm pentru alții? De ce să mă rog pentru altul ca să mă schimb eu doar? Ăsta e singurul efect al rugăciunii mele? Rugăciunea mea de mijlocire are un singur efect asupra mea? Dragii mei, asta nu e din Scriptură, asta e din teorie. Mie Scriptura îmi spune să intervin, să mijlocesc, să mă rog, să vin înaintea tronului de milă și de har al lui Dumnezeu cu rugăciunile mele, să cer, să mijlocesc, să insist, să ridic mâini curate, să mă rog, să mă rog pentru alții, să mă rog pentru alții, să mă rog pentru alții, să mijlocesc. Când a fost ultima dată când ai mijlocit? Mi-a spus cineva cu mulți ani în urmă, zicea, adică foarte puțini mijlocitorii în biserici. Am zâmbit, hai de mine, să vezi cum ne rugăm noi, ce. După care am lăsat timpul să treacă și am început să fiu mai atent la ce se întâmplă. Am început să fiu atent mai tare la mine, la rugăciunile mele. Și să-mi dau seama cât de puțină mijlocire este în rugăciunile mele. Pentru că m-am trezit că în rugăciunile mele mă tot duc și mă rog, ba pentru pâinea, ba pentru... Și îs centrul rugăciunilor mele. A, da, mă rog lui Dumnezeu, laudă-L, binecuvintez pe Dumnezeu, dar mă rog pentru nevoile mele și pentru situațiile mele. Dar Hristos își ia biserica de la început, o mută în lumea spirituală și tu când începi să te rogi, înainte să începi să te rogi pentru nevoile tale, tu intri în bătălia spirituală, intri în lumea spirituală și cere ca să vină împărăția lui Dumnezeu și cere ca voia lui Dumnezeu să se facă cum se face în cer, să se facă și pe acest pământ. Și în fața tronului de milă și de har este mijlocire. Știți cine mijlocește? Zice stare. Cine? Domnul Iisus. Și cine mai mijlocește? Și Duhul Sfânt. Cum mijlocește? Cu? Susurile negrăite. În cer este mijlocire. Și îți sper convins că atunci când Domnul Iisus se roagă și Duhul Sfânt se roagă, nu se roagă să schimbe ei. Asta ca să dăm răspuns la cei care spun că rugăciunea te schimbă numai pe tine. Și mijlocirea este cu efect și cu putere. Și Iisus, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, se uită la noi la biserică, zice, când te rogi, roagă-te ca ceea ce se întâmplă în cer, ca voia lui Dumnezeu se facă precum în cer, se facă și aici pe pământ. Și acolo în cer este mijlocire. Și trebuie să fie mijlocire și aici pe pământ. Și cred că de multe ori se întâmplă tot felul de lucruri în jurul nostru și parcă fără rezolvare. Și din cauza că biserica și-a pierdut această dexteritate a mijlocirii, chiar să-ți pară importantă problema cuiva și să începi să te rogi pentru problema respectivă. Chiar să fie mai mult decât alea două mânuțe de pe WhatsApp. Chiar să fie momentul acela în care te oprești și zici, Doamne, te rog, intervină, te rog frumos în situația respectivă, coboară, te rog frumos în situația respectivă, adu vindecare acolo, adu eliberare acolo, adu ceea ce a fost în motivul acela de rugăciune. M-am bucurat așa de mult că atunci când am început grupurile în Biserica Betel cu 2003, cred că a fost primul grup în biserică,
Când s-au pornit grupurile atunci, grupurile acestea s-au numit și se numesc dintotdeauna grupuri de rugăciune la noi. Unii le numesc grupuri de casă, alții grupuri mici, alții în fel și în fel. La noi s-au numit întotdeauna grupuri de rugăciune. Pentru că dintotdeauna, noi ca și biserică am stat și ne-am uitat și am zis, nevoia extraordinară, e această nevoie de rugăciune în care să poți să stai și să mijlocești și să te rogi pentru celălalt. Să nu te mulțumești cu a veni, a rezolva niște lucruri, a rosti o predică și ne ducem acasă, am vorbit unii cu alții. Și v-aș întreba lideri de la grupurile de rugăciune din biserică, ce se întâmplă în grupurile voastre? Ce se întâmplă când vă strângeți împreună? Se întâmplă rugăciune, este mijlocire acolo unii pentru alții. Venim înaintea tronului de milă și de har, unii cu alții, mijlocind pentru ceea ce avem și pentru problemele care sunt acolo. Mă rog ca răspunsul fiecăruia să fie da, asta facem acolo. Și cântăm, și propovăduim, dar și mijlocim unii pentru alții. Amin? Atunci când Hristos își strânge ucenicii, El știa ceea ce au nevoie ei. Și pentru că știa ce au nevoie ei, Iisus Hristos când vorbește la nevoia noastră, chiar dacă în prima parte răspunsul ai senzația că nu-i pentru tine. Îți fer convins că acolo erau mulți oameni bolnavi. Erau oameni care aveau probleme și le trebuia pâinea cea de toate zilele. Erau oameni cu tot soiul de probleme acolo. Dar Iisus Hristos vine și spune, ajungem și acolo, ne rugăm și pentru aceia. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci e să înțelegi că e ceva mult mai mare decât tine și că ești chemat la acel ceva mai mare și mai mult decât tine. Și când stai și te rogi, te conectezi cu tata. Nu trebuie cuvinte pompoase, nu trebuie cuvinte învățate pe de rost. Un alt element din templul, din cortul lui David, spun unii, era că în foarte mare parte din închinare era spontană. Și e interesant, este un verset pe care unii dintre cei care traduc, în special traducea KGV, îl traduce că erau acolo oameni care făceau înregistrare, notau ceea ce se întâmpla acolo, pentru că e foarte probabil, spun unii, că o mare parte din închinare era o închinare spontană acolo și atunci erau care notau pentru că apoi să poată să fie folosită liturgic mai departe și e o discuție întreagă acolo. În momentul în care Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți dă tiparul și zice, uite, asta vreau de la tine. Te conectezi cu Tata din cer și când te-ai conectat cu Tata din cer, în momentul acela îi știi inima de tată și poți să vii cu tot ceea ce vrei, dar adu-ți aminte că înainte să ceri pâine și apă, înainte să ceri ceea ce tu ai nevoie în fiecare zi, cere ca voia Lui să se facă precum în cer și pe pământ. Cere să vină împărăția Lui. Cere ca prezența Lui să coboare în mijlocul nostru. Cere să putem, Hristos a spus că a venit ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Dar viața asta din belșug nu înseamnă numai să ai pâine din belșug. Ci viață din belșug înseamnă să-L ai pe Dumnezeu din belșug. De acolo încep toate. Când îl ai pe Dumnezeu din belșug, când începi să te saturi în prezența Lui Dumnezeu, în momentul acela te bucuri și abia aștepți pasul următor și punctul următor.